Bună ziua! Am venit în fața dumneavoastră cu scrisoare deschise, adresate din partea mea cetățeanul Republicii Moldova Oazon Antoi către înalt presfințitul Metropolit Vladimir, Metropolitul Chișinăului și a întregii Moldove. Duminica, 23 ianuarie, Papa de la Roma, Francisc, și a exprimat îngrijorarea sa în legătură cu tensionarea situației care riscă să provoace o nouă lovitură la adresa păcii în Ucraina și să pune la îndoială securitatea continentului european. Totodată, adresându-se către credincioșii adunați în piața Sfântului Petru, papa de la Roma Francisc a lansat un apel ca ziua de mâine, 26 ianuarie să fie ziua rugăciunii pentru pace și a chemat la dialog pentru detenționarea situației. În legătură cu aceasta apare întrebarea firească. Dar care este poziția Mitropoliei Moldovei în legătură cu criza din jurul Ucrainei, în legătură cu riscul iminent de redeclanșare unui conflict armat de proporții cu multiplele jertfe umane, în țara vecină, care ar putea să ne afecteze colateral și pe noi, cetățenii Republicii Moldova. Domnul Nicolae Cantarean, suntem pământeni, ambii născuți în Ucraina și eu am dreptul să declar că la mine s-au acumulat mai multe întrebări în legătură cu poziția Metropoliei Moldovei cu privire la statul Republica Moldova. De exemplu, eu nu înțeleg de ce Metropolia Moldovei an de zile tolerează activitățile antistatale ale arhiepiscopului de, la, T de Tiraspol și Dubasari, Sava Volkov, care este și membru sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova. Deoarece clerul din stânga Nistrului stă la cheremul regimului din stânga Nistrului, care sfidează nu numai Constituția Republicii Moldova, dar și drepturile fundamentale ale omului. Deoarece la 19 octombrie 2017, acest arhiepiscop a semnat cu Oleg Obrușcov, așa zisul ministru al apărării al regimului din stânga Nistrului, acordul de colaborare, care prevede inclusiv educația patriotică a militarilor din trupile paramilitare a acelui regim. Deoarece nu e cazul să ne prefacem că nu înțelegem că singura minire a acestor trupe paramilitare este apărarea regimului din Stânganistru și că educația patriotică presupune că persoanele înrolate în aceste unități, în caz de primirea ordinului, să tragă cu sânge rece în noi, în cetățenii Republicii Moldova. Domnule Nicolae Cantarean, prin decretul numărul 25, День 25 октября 2008 года, номер 608, 17 Владимир Путин, айфос декоратен калитати дечитацианал Руссии, к ордену приятен за большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия в Республике Молдова, плодотворную деятельность по укреплению российско-молдавского сотрудничества. Аз не афлам 2022 și noi, cetățenii Republicii Moldova, avem nevoie de pace, de unitate și de responsabilitate. Consider că este obligațiunea morală și a Metropoliei Moldovei, pe lângă Papa de la Roma, să contribuie la aceasta prin luarea atitudinii față de riscul redeclanșării unui război în țara vecină, să vină cu un apel adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova de unitate și solidaritate în baza valorilor creștine. Azi e momentul să ne convingem că Metropolia Moldovei este cu poporul Republicii Moldova, este a Republicii Moldova și nu este o extensiune ideologică a Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu respect, Lazun Antui, cetățean al Republicii Moldova, 25 ianuarie 2022. Vă mulțumesc pentru atenție.